Un comerciant din capitală a fost reținut pentru mită. El ar fi încercat să cumpere un loc la piață cu 10.000 de euro, însă a fost prins de ofițerii CNA și Procuratura Anticorupție. Antreprenorul a fost denunțat de un angajat al Preturii Buiucani, căruia i-ar fi propus suma de bani. Potrivit Centrului Național Anticorupție, comerciantul ar fi dorit să amplaseze o gheretă pentru comercializarea produselor agricole în sectorul respectiv. Pentru ca să obțină permisiunea, i-ar fi promis funcționarului un comision de 10% din venitul lunar. Mai mult, acesta ar fi insistat să-i transmită 10.000 de euro ca o primă tranșă. Oamenii legii au inițiat o urmărire penală pentru corupere activă, iar bărbatul a fost plasat pentru 72 de ore în izolatorul CNA. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 700.000 de lei amendă sau până la 7 ani de pușcărie cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.